Salut, gemeni! Voi face citirea pentru luna plină din Scorpion, luna plină care se perfectează în 24 aprilie, la ora 2.48, ora Bucureștiului, în 4 grade și 18 minute, Scorpion. Este o Lună plină pentru voi în casa locului de muncă sau a sănătății. Deci, unde voi veți primi rezultatele unor proiecte pe care le-ați făcut, poate la locul de muncă sau legat de sănătate. Să vedem ce spune tarotul hermetic. Și iată! Luna, deci am putea spune că voi aici aveți luna, aveți o alegere de făcut, deci și stagnarea. Pentru a ieși din această stagnare, voi trebuie să faceți o alegere. Este o alegere între două drumuri opuse, între viciu-virtute, între un lanț de flori și un lanț de fier. Sfatul este alege lanțul de flori, fiindcă el rezistă mai mult în timp. Dar aveți și luna, deci s-ar putea să fi făcut o alegere greșită, poate cu timpul în urmă, și ați ieșit din această stagnare, dar. S-ar părea că v-ați îndreptat spre persoane care nu vă doresc tocmai binele. Am zice persoane care vă întind capcane, vă lingușesc, vă mint, vă creează probleme. Aspectul principal este la această lume să încercați să. <coughs> să. Observați și să acționați în consecință. S-ar părea că totul este vorba de un proiect legat de bani. Deci, aveți aici moartea care arată că acest proiect s-a finalizat. Primiți răspunsul pentru acest proiect, vi se dau, să zicem, rezultatele. Dar totuși voi aici s-ar putea să nu fiți mulțumiți, să vă gândiți, păi n-am ieșit din stagnare, nu am început ceea ce îmi doresc și aveți nebunul care arată că după ce primiți acest răspuns, voi veți lua o decizie să începeți ceva, să vă dați o șansă, dar uh, mare atenție, fiindcă acest nebun, el nu este pregătit pentru ce vrea să facă, aveți aici și o prințesă de monede, uh, care și ea este tot la fel dornică de bani, o persoană tânără, cu un aspect pe capricorn, dar dornică de bani și care pierde cam tot. Deci, gemenii s-ar putea să intrați fie într-o afacere cu această persoană, fie chiar voi să fiți cei care pierdeți, fiindcă nebunul, el întotdeauna își asumă riscuri pe care de multe ori nu le conștientizează. Ne fiind pregătit pentru ceea ce își dorește să facă, el va risca și. Va spera la ajutorul divinității, gândind că va face totul cu inimă curată. Deci, dacă voi nu acceptați acest sfârșit și să lăsați să treacă timp și vreți neapărat să vă luați o șansă, s-ar putea să pierdeți întotdeauna la moartea, când avem acest răspuns care spune că s-a încheiat chiar dacă n-a mers, chiar dacă nu știu ce, sau nu primiți ce vă doriți, s-a încheiat totul, lăsați așa încheiat și așteptați, fiindcă va veni schimbarea și pentru voi. Poate să reprezinte și o situație în care eu știu poate că sunteți concediat, fiindcă vorbim de locul de muncă. Și încercați atunci orice Așa cum am atenționat, sfatul este: încercați să aveți răbdare și să lăsați Universului să vă aducă o șansă nouă. Haideți să vedem ce primiți din partea rugelor. să le aducem pe toate, nici asta nu se poate citi, fiindcă nu a căzut în propoziție de citire, aveți aici așa și așa, și asta stă în picioare. Dar ea oricum este o rună de întârziere reprezentând grindina. Deci am putea spune că nu vă puteți baza pe familie, fie că voi v-ați depărtat de familie, aceasta rună care arată familia. Fiind răsturnat, s-ar putea ca voi să nu beneficiați de sprijinul familiei, să aveți o relație care nu se perfectează și chiar am putea spune să aveți o cădere de energie, de vitalitate, mai ales că este vorba de casa a șasea. Deci, o situație dificilă și cu această rună care spune că o persoană fie că și-a arătat uh, sentimentele pentru voi uh, intenții bune, dar de fapt uh, nu a făcut decât să vă păcălească uh, și a rămas totul ca o aventură care uh, rămâne o aventură și uh, legat de resurse de uh, cum se spune, de proiecte, de bani, nu ați câștigat ceea ce ați dorit. Din contră, pierdeți, este o cădere. Și este o rună care vă spune că trebuie să aveți răbdare. Să așteptați ca totul să se regleze pe parcurs, fiindcă după orice cădere urmează și o ridicare. Deci ăsta ar fi sfatul acestei rune. Voi ați făcut alegerile, nu altcineva, deci voi ați ales această situație, acest proiect sau această șansă pe care v-ați dorit-o, și am putea spune că este o situație în care voi nu ați ținut cont de informații, de sfaturi, de ceea ce v-au spus ceilalți. Ați mers după cum ați vrut voi. Și acum totul este blocat cu această rună grindina care vă spune că orice ați întreprinde totul în viață, și această rună vă spune la fel că orice ați întreprinde să ieșiți din această situație nu veți face nimic, nu veți obține nimic. Este momentul să așteptați și să sperați a la acea creștere care vine întotdeauna după o perioadă de cădere. Ceea ce voi aveți aici este o situație în care voi, am zice, vă folosiți foarte mult emoția, Trăirile voastre, deci este ceva care vă afectează foarte mult, și am putea spune că vă trece abisul. Deci treceți prin toate emoțiile, toate stările negative, toate trăirile, toate tensiunile se acumulează și, în final, vă mobilizați trup și suflet și veți face tot ce este posibil pentru a depăși această situație. Deci aceasta este citirea pentru voi, clar sfatul este, uh, ați primit un răspuns, nu este ceva care să vă mulțumească, alegerea voi ați făcut-o, deci uitați-vă la aceste trei cărți, ați vrut să ieșiți din stagnare, alegerea voi ați făcut-o, dar nu Ați avut un drum greu, nu a fost ușor, și răspunsul este finalitatea, încheierea. Acum puteți să așteptați și să vă acordați un timp în care să așteptați ca Universul să schimbe ceva. Eu vă doresc numai bine, deci nu încercați să luați o altă șansă. Dacă vă, vă mulțumesc pentru timpul acordat, dacă vă ajută aceste citiri, vă regăsiți în ele, puteți să dați un like, să vă abonați sau să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!